pentru mine se deschide o altă eră, pentru că mă deschid eu către cele de sus. Că de la un timp, de vreo câțiva ani, dar să știți că asta nu este nici laudă, dar sunt împotrivă. Eu mă smeresc foarte tare, fiindcă eu spun că n-aș fi în stare să spun ceea ce spun dacă ar fi de la mine. Am sentimentul că cineva vorbește prin mine. Că cineva mi sugerează și îmi dă și puterea. Pentru că, așa cum eram atunci de bolnavă de inimă, în clipele acelea, de unde era să am atâta energie să vorbesc despre subiectul acela care era și așa de spinos, cunoștință și credință la Eminescu. Și aș vrea să vă mărturisesc că chiar acea carte, pentru că eram la Premier Herder, Eminescu și romantismul german, e scrisă, de ce să nu mărturisesc, ca sub un fel de dicteu. Mă uit la ea astăzi și zic, parcă n-aș mai putea scrie un lucru atât de greu, fiindcă a fost un lucru foarte greu. Am umblat în toată literatura germană, cu creionul, am fost în toate bibliotecile, am fost în bibliotecă la Viena, sunt lucruri, anumite subiecte, pe care dacă le ating, capăt o energie stranie. Eu știu de unde vine și mă plec și mă smeresc, fiindcă zic, domnule, de la mine n-aș putea scoate astfel de lucruri. Iată că această osmoză sau simbioză, mai bine zis, între acest pământ sacru și sufletul meu ticăit acolo de om, a lăsat sau lasă niște urme în mintea mea, în intelectul meu și în oarecare măsură, nu pot să spun, și în îmbunătățirea mea spirituală. Citesc acum mai cu seamă pagini de spiritualitate, cărți mari pe care n-am apucat să le citesc până acum. Bineînțeles, cărțile, scripturile și celelalte le-am parcurs întotdeauna. Că eu nu m-am despărțit niciodată de biserică. Asta este bucuria mea. Nici o clipă, indiferent, mi se reproșează că am făcut compromisuri, că de biserică nu m-am despărțit nici o clipă. Toți duhovnicii mei pot să dea mărturie. Pentru că am înțeles întotdeauna că acolo este esența vieții. Și că în clipa în care pierdem contactul cu Dumnezeu, încetăm de a mai fi creaturi ale Lui, nu? Ori într-o lume în care încep să circule doctrine ca aceea New Age,
era nouă, chipurile, în care se face abstracție de trecut, adică se abolește trecutul, deci îl scoate pe Dumnezeu din creație și devenim ce devenim? Făcuți, suntem generație spontanee, făcuți acum, ce se petrece cu noi? Deci eliminăm totul, începem de acum și singurul scop al vieții este bucuria și plăcerea trupului. Mi se pare atât de meschină și de departe de adevărata noastră vocație omenească acest lucru, această atitudine, această viziune, această opțiune, încât mă îndurerez profund și o combat cât pot. Dar cum pot combate o tendință extraordinar de răspândit? Toată lumea, în momentul de față, merge pe linia societății de consum, care nu caută decât profitul și plăcerea, în loc să caute perfecțiunea, să caute înălțarea cugetului cât mai sus și, bineînțeles, și izbânda cuceririi vieții cele adevărate, cele veșnice. Timpul ce mi-a mai rămas ar fi frumos să-l petrec aici, în tihna acestui lăcaș, care mi se pare, am scris acum mulți ani despre Văratec împreună cu o întreagă echipă admirabilă, printre Scalat Porcescu, Părintele Ioan Ivan de la Neamț, Maica Nazaria Niță, fosta stareța mănăstirii, părintele, adică înalt preasfințitul Anania. Am scris o carte despre Văratec și am arătat acolo felul în care am descoperit locul acesta sacru, dincolo de șederile mele din ce în ce mai prelungite aici. Și evident, argumentele acelea pe care eu le slujam, le arătam posibililor lectori, mi le-am înfățișat în primul rând mie. Locul acesta sacru, topul acesta sacru, cum îi spuneam eu, a fost unul care m-a cucerit. Și nădăjduiesc, dacă vrea Dumnezeu, să termina și viața mea. Dar cine poate ști ce ne-a dat. Vă liniștiți.